Un fenomen extrem a fost observat în această dimineață de constanțenii care se plimbau pe faleza cazinoului din Constanța. Trecătorii au văzut că din apa mării ies aburi. În contrast cu banchiza de gheață proaspăt formată, imaginile cu marea care parcă fierbe sunt de-a dreptul spectaculoase. De dimineață, apa mării nu depășea 2 grade Celsius, în timp ce în aer temperatura era de minus 15 grade Celsius. Așa se face că stratul de la suprafața apei s-a vaporizat la contactul cu aerul rece, dând senzația că marea fierbe începând de la mal și până în larg. Fierbe marea sau nu fierbe? Probabil că fierbe. Da. Mi-a plăcut ochiului, nu? Da. Se văd aburii pe apa? Se văd. Nu mi-am luat obiectivul care trebuie, dar oricum. Fierbe marea sau nu fierbe? Fierbe. Este foarte, foarte frumos. O atmosferă de iarnă. Surprinzător? Sigur că da. La noi, la Constanța mai rar. Este surprinzător pentru că nu am văzut de foarte mulți ani un asemenea peisaj. Ce faceți aici? Păi, am venit să vedem că am auzit că e frumos. Fierbe marea? Cum vi se pare? Nu. No. Ies niște aburi, așa. Nu. No. În niciun caz. Este o evaporare de suprafață. Spectaculosul fenomen, denumit de localnici fierberea mării, este, de fapt, o inversiune termică minoră. Contrastul foarte mare dintre aerul rece de deasupra apei și temperatura apei, care altfel, deci în condiții de aer relativ rece, la minus 2, minus 5 grade, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar aceste valori extrem de scăzute ale temperaturii de deasupra apei mării au favorizat evaporația. Meteorologii constanțeni spun că mâine seară este așteptat să ajungă pe litoral un val de aer cald, care va ocupa treptat Dobrogea până la miezul nopții. Așa că nu este exclus ca în zonă să se formeze polei.